onorată adunare. Vă mulțumesc pentru că ați găsit răgazul potrivit să frângeți o verigă din lanțul preocupărilor noastre zilnice și să fiți astăzi prezenți aici, în superba aula academică, să ne bucurăm deopotrivă de ofranda editorială adusă Duhorului, minunat oraș la malurile Timișului, numit cândva de Nicolae Iorca, Florența Banatului. Avem două cărți în atenția noastră, Roțele Curajului, Vasile Stoica, primul în istoria omenirii, singur în jurul lumii, în fotoliul rulant, iar a doua, Lugojul în sfârșirea clipei. Deci avem două cărți, dar un singur autor, Vasile Bogdan, scriitorul, publicistul, cineastul Vasile Bogdan, un prestigios nume în spațiul cultural al Banatului și nu numai. Sincer, nu cred că altcineva ar fi izbutit să așeze atât de potrivit în forme de tipar evenimentele de astăzi și de ieri ale Lugojului, mai bine decât a făcut-o Vasile Bogdan și într-un timp extrem de strâns. Bună oară! Cartea Roțile Curajului, care numără aproape 500 de pagini, a finalizat-o în 5 luni, am pus la socoteală inclusiv timpul alocat documentării. Vasile Bogdan nu numai că este un contenit de mare talent, am avut marea bucurie să lucrez alături de Vasile Bogdan în presa timișoreană, câțiva ani buni, dar este în același timp și un scriitor deosebit de prolific. Dacă unii autori publică trei cărți, trei titluri de carte mai corect, ca să intre în Uniunea Scriitorilor și apoi își anină instrumentele de scris în cui, Vasile Bogdan scrie mult și bine. Până în prezent a publicat 50 de cărți și a realizat peste 200 de filme documentare. Ar trebui să mai adăugăm la acest sumar bilanț miile de articole și studii publicate în presa scrisă, evident, și emisiunile de radio și de televiziune. Mulțumim, Vasile Bogdan, pentru întreaga osteneală pe care o depui în folosul culturii. Mulțumim, Vasile Bogdan, de asemenea, pentru profundul tău atașament dovedit față de filiala Timișoara a Academiei Române și instituțiile sale din subordine. Dragă prietene, Vasile Bogdan, să fii sănătos și voios. După această telegrafică introducere, conform uzanțelor noastre, îl invit la microfon pe domnul președinte Dan Dubină. Permiteți să-mi exprim și așa satisfacția că, iată din nou, sala aceasta frumoasă, nu? E plină de viață. Vă mulțumim că ați venit. Și sperăm să ne tot întâlnim aici în Cosmos. Acum, de fapt, cuvântul de deschidere l-a făcut deja, să zicem, domnul David. Nu am ce să spun prea mult în plus, mai ales că vă veni să spunem cei care aici prezintă cele două cărți despre care este vorba. Evident că performerul acestei dupămezi, acestui semn, este domnul Vasile Bogdan, zicem noi. Dumnealui este colegul nostru, prietenul nostru, colaboratorul nostru și sigur se bucură de aprecierile și meritele pe care deja domnul David le-a
prelevat. Așa cum s-a spus, sunt două cărți a căror autor este domnul Bogdan și un film. Cele două cărți, mai întâi, câteva cuvinte despre ele, din poziția mea, să zicem așa, de inginer, de zicem, specialist în literatură sau în critică literară. Domnul Bogdan combină, să zicem așa, stiluri publicistice, reportajul și interviul cu, aș spune eu, niște fragmente monografice susținute documentar pentru a ne prezenta, în aprecierea mea, într-o manieră, aș zice, cinematografică, un om și un oraș. Prima carte, Roțile Curajului, pe care o pun prezentat, care va fi prezentat, să punem aici, descrie, să zicem așa, impresionantul pericol în jurul lumii al unui om deosebit, cu un extraordinar caracter, Vasile Stoic. Cea de-a doua, Lugoșul, în nesfârșirea plinei, prezintă acest oraș emblematic pentru Banat, într-o vreme cu statut de capitală culturală a Banatului, cu multiple valori artistice și intelectuale, cu personalitățile și oamenii lugojeni. Ele vor fi, să spunem, prezentate în detaliu, nu? Prima carte de către doamna Dorina Fărgatu și doamna Iana Hamza, cea de-a doua, despre Lugoș, de către domnul Constantin Tufan Stan și doamna Henrietta Sau. Apoi, filmul documentar despre Traian Rozăvescu, de asemenea, creația domnului Vasile Bogdan. În final va fi un moment muzical. N-aș vrea să spun mai mult, fiindcă sunt, cum spuneam, vedeți câte doi, să spunem, critici, aș zice eu, să spunem, sau analiști, nu? A celor două cărți. Și deci să-i lăsăm pe dumneavoastră, fiindcă sigur nu va face acest lucru, probabil mai bine decât l-aș putea face eu. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule președinte, și atunci încet încet ne apropiem de inima celor două cărți. În 11 decembrie 1893, deci în urmă cu 39 de ani, s-a aflat în Gara de Nord din Timișoara. Dorea să urce în trenul care urma să o ducă spre Lugoș. Și a studiat. A alunecat și a ajuns sub roțile vagonului. Ce a urmat a fost cel mai mare necaz cu putință. Medicii i-au amputat ambele picioare deasupra de genunchi. Avea 22 de ani. În acel moment, Dorina Fărgatu a fost nevoită să înceapă o viață nouă. În 1988 a avut marea șansă să ajungă în Germania pentru confecționarea protezelor. Atunci, cu acel prilej, a intrat în contact cu organizații de caritate și pentru persoane cu handicap și s-a convins pe viu de oportunitatea pe care le aveau acolo persoanele cu handicap. Revoluția din decembrie 1989 i-a schimbat cursul vieții și a dat seama că a venit momentul în care poate face ceva în plus pentru semeni.
Astfel a înființat o asociație prin care s-a zbătut pentru rezolvarea problemelor sociale și umanitare ale persoanelor cu handicap și a militat continuu pentru o legislație adecvată de protecție și de integrare în societatea acestor persoane. Astăzi, Dunea Vărgatu este deosebit de implicată în viața comunității și la fel de responsabilă. Se numără printre membrii fondatori ai Asociației Handicapaților Locomotori din județul Timiș și ai Asociației Handicapaților Fizic din Lugoj și, deopotrivă, ai Organizației Naționale a Persoanelor cu Handicap. De asemenea, este membru fondator al Clubului Sportiv de Handicap al Handicapaților Fizic Maraton 93 și managerul unei societăți care se ocupă cu furnizarea de dispozitive medicale și de ajutorare. A deținut pentru o perioadă de 4 ani și funcția de vicepreședinte al Organizației Naționale a Persoanelor cu Handicap din România. În tot acest timp a coordonat și coordonează în continuare o seamă de proiecte, toate în folosul persoanelor cu handicap. Am cunoscut-o pe Dorina Vărgatu în cursul anului trecut. Sincer, a fost pentru mine un moment împărțit între bucurie și tristețe. Dar trebuie să mă mărturisesc și unul de profundă meditație. Dorina Vărgatu este o persoană extraordinară, denobilată cu har și devotament, cu o dăruire fantastică pentru semeni, cu mult, cu foarte mult, peste nivelul celor fără de probleme. Dorina Vărgatu este unică și este o învingătoare. Înainte de a-i da microfonul pentru a zăbovi asupra cărții Roțile Curajului, vă rog, onorată asistență, să-i oferim în dar invitate noastre un robot de aplauze. Bibliotecii Academiei Române Filiala Timișoara pentru organizarea acestui eveniment. Vă mulțumesc tuturor celor care astăzi v-ați făcut timp să fiți alături de noi. Eu voi povesti despre cartea în care domnul Vasile Bogdan s-a întâlnit cu un alt Vasile, Vasile Stoica. O carte care ne-am dorit să o citească cât mai multe persoane, pentru că merită. Vasile Stoica s-a născut la 30 iunie 1970, fiind al patrulea băiat al familiei. Dintre cei 7 frați, doar el s-a născut cu paraplegie congenitală. Primii 7 ani din viață, i-a petrecut prin spitale, apoi cei 8 ani de școală generală, departe de familia, într-un cămin de persoane cu handicap, neavând un mijloc de deplasare. Noi eram târâtorii de la jocul de sus, spunea Vasile. Așa erau numiți cei care erau în imposibilitatea de a ne folosi membrele inferioare. La 14 ani, când am primit primul cărucior, am simțit că zbor. Din 1990, văzând că mama se descurcă foarte greu, după ce tatăl și fratele cel mare au murit, Vasile decide să plece de acasă. O perioadă petrece la Asociația Handicapaților Locomotori din Timișoara, apoi la Fundația Organizațiilor Umanitare.
În 1991 ajunge la Lugoj, la Asociația Handicapaților Fizic, plin de energie, foarte deschis și prietenos. Vasile se implică în activitatea asociației, participă la diferite cursuri, se înscrie la Școala Populară de Artă, secția pictură, pictează, face sport. Lugojul devine casa lui. Prima vizită pe care a făcut-o în 1992 în Franța și primul meci de basket în fotoliu rulant l-a făcut pe Vasile să înțeleagă mai bine ce oportunități există și să-și dorească mai mult. Și astfel, în aprilie 1993, decide să facă în Cărucior traseul Lugoj și Ofoc pentru a participa la Conferința Europeană a Persoanelor cu Handicap. 340 de kilometri în 4 zile. Prima reușită. La întrebarea pusă de un jurnalist, cum o să comunici pe acest drum pentru că nu știi limba maghiară? El a răspuns, nu trebuie să cunoști limba ca oamenii buni să se înțeleagă între ei. În mai 1993, Vasile participă la maratonul Challenge Day, fiind prima persoană în fotoliu rulant care termină un maraton alături de persoane valide. Tot în 1993, în august, Vasile a pornit spre Franța, în proiectul Maratonul Curajului, parcurgând în fotoliu rulant 3400 km. A fost primit de prima doamnă a Franței la Palatul Élysée. Obiectivul acestui maraton a fost participarea la Conferința Națională a Asociației Bougie de Noel. În iunie 1994, Vasile înființează împreună cu alți colegi Clubul Maraton 93 și este numit președinte. Clubul a reușit în scurt timp să devină cel mai puternic din țară. Vasile era cel mai bun atlet din România. În cursa de 1500 de metri, ceilalți mai aveau de făcut o dură când el termina. În 1995, a decis să facă turul lumii pentru a ajunge în Atlanta cu ocazia deschiderii Jocurilor Paralimpice. Din păcate, din lipsă de fonduri, a fost nevoit să renunțe în Belgia. Din mai 1998 până în mai 1999, Vasile reușește să facă turul lumii în fotoliu rulant, traversând Europa, Canada, Statele Unite, Australia, apoi prin Egipt și Turcia și Bulgaria, a revenit în România. La sosire este primit la Palatul Cotroceni de președintele Emil Constantinescu. Ca semn de prețuire, în Lugoj îi este decernat titlul de cetățean de onoare al municipiului. În toamna anului 1999 se căsătorește cu scriitoarea și regizoarea de film Sarah Caldwell. Rămâne aproape 5 ani în America. În octombrie 2001, Vasile a intrat în Cartea Recordurilor pentru cea mai lungă distanță efectuată cu un fotoliu rulant timp de 24 de ore pe o pistă de stadion. În primăvara anului 2003 a străbătut renumita șosea Route 66, 3800 de kilometri, în 66 zile. În iulie 2006, Vasile pleacă din București în turneu Călătorie la capătul pământului, sub deviza Go Vasi Go, până în cel mai vest colț al Europei, Capul Finistere. În perioada iulie-octombrie 2013, Vasile reușește să ajungă, tot în fotoliu rulant, în cel mai nordic punct al Europei, Capul Nord. În 20 iunie 2014, pornește din Bececul de Sus, împreună cu prietenii de la Alergotură, spre Grecia, dorind să ajungă, să atingă și cel mai sudic punct al Europei. Ei îl însoțesc până la Lugoj, în alergare, apoi Vasile pornește singur prin Serbia, Macedonia, Grecia. În 30 iunie 2015 face maratonul Europa fără bariere, străbătând 1650 km pentru a transmite Parlamentului European de la Strasbourg mesajul persoanelor utilizatoare de fotoliu rulant pentru nevoia de accesibilitate. Vasile a spus, eu cred că am devenit un exemplu, un model al persoanelor în fotoliu rulant. Sunt cunoscut peste tot pe unde merg, atât în România cât și în străinătate. În turnee am cunoscut persoane
care la despărțire îmi mulțumeau că am trecut prin viața lor. Aceasta este pentru mine mai mult decât o încurajare. Știind că prin efortul meu pot schimba viața unora în mine, simt că viața mea are sens și sunt fericit. În toate turneele, Vasile a întâlnit și a stat de vorbă oameni simpli, dar și cu mari personalități. Mulți au scris cuvinte frumoase în cărțile de drum. Merită toate să fie citite. La 9 septembrie 1993, prima doamnă a Franței, Daniel Mitterrand, a scris în Cartea de Aur a lui Vasile: curajul, voința și încăpățânarea sunt calități pentru a crea rețeaua de solidaritate și de a convinge că totul este posibil pentru a trăi într-un spațiu de pace și de libertate. Felicitările mele și întreaga mea simpatie. Vasile a militat mereu pentru o viață mai bună, pentru o lume mai bună. Fiecare turneu avea un scop. De exemplu, pentru turul în Iscria, acest turneu va fi efectuat cu scopul de a sensibiliza opinia publică cu privire la problemele reale ale persoanei cu handicap în societate și de a demonstra că persoana cu handicap este în primul rând un cetățean și are dreptul la șanse egale. Vasile Stoica și-a dorit mult să scrie o carte. Din păcate nu a reușit. A plecat la doar 49 de ani. Ne-a lăsat însă jurnale de drum, însemnări, cărțile de aur cu impresiile celor care l-au cunoscut în turnee, agende cu notițe, multe articole din ziare, foarte multe fotografii. Am început să adun aceste materiale acum 2 ani la insistența de unei prietene, Rodica Carmen Pascu. Am decis să căutăm tot ce ne putea ajuta să fie scrisă cartea pe care el dorea să o scrie. Am avut noroc că mama și fratele lui Vasile au fost de acord să iau de la Bencer toate cutiile în care Vasile lăsase lucruri. În primăvara anului 2021 am luat legătura cu domnul Vasile Bogdan, care accepta să scrie cartea, iar cu sprijinul domnului Ioan David și al editurii David Pret Sprint a fost obținută finanțarea din partea primăriei Lugoj. Mulțumesc mult domnului Vasile Bogdan, cu care am colaborat anul trecut, doar prin telefon și e-mail, dar care a reușit să-mi fie cel mai bun prieten în această perioadă. A acceptat sutele de mesaje cu materiale editate, zeci de articole din ziare, sute de fotografii. A reușit să le ordoneze atât de frumos în doar 5 luni. Îi mulțumesc din inimă că a scris o carte atât de frumoasă. Mulțumesc primăriei Lugoj, care a sprijinit finanțarea proiectului. Mulțumesc domnului Ioan David și editurii David Pret Sprint. Mulțumesc tuturor colaboratorilor care au dorit să povestească despre Vasile în carte și să ne ajute. Aș dori să închei cu câteva cuvinte frumoase spuse de Vasile Stoica. Am demonstrat de nenumărate ori că barierele pot fi trecute chiar dacă ești un fotoriu rulant. Pentru mine nu există, nu pot sau imposibilul. Totul e să găsești în tine voință și voința de a merge mai departe, de a ajunge la un alt nivel. Cred că fiecare dintre noi are propriul Dumnezeu în interiorul lui. Trebuie doar să-l găsească și să-l folosească în modul cel mai concret. Ceea ce doresc să demonstrez lumii întregi și vouă, cei prezenți la această reuniune, că totul e posibil, indiferent de condiția fizică, totul depinde de tine și de voința ta. Dacă eu am reușit, în aceste condiții, să trec peste toate acele bariere, cu siguranță și voi veți reuși să vă atingeți țelul. Deviza mea este: crede în tine, urmează-ți visul. Vă mulțumesc! Câteva cuvinte, Vasile Stoica nu a fost un simplu om, a fost realizat un fenomen. Mulțumim, doamna Dorina Măriacu, mulțumim pentru cuvintele pe care mi le-ați adresat. Să rămâneți la fel de sănătoasă și
Și așa cum am cunoscut, la fel de optimist. Mulțumim! Bună ziua! Vă mulțumesc tuturor celor din sală pentru prezență și dumneavoastră vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Pentru mine este o onoare să mă aflu astăzi aici la lansarea cărții lui Vasile Stoica, pentru că Vasile este un om care, într-un fel sau altul, poate fără să știe chiar, a schimbat iremediabil parcursul vieții mele. Și am acceptat această invitație cu gândul că Vasile ne privește de acolo de sus și sper din suflet să zâmbească astăzi, atunci când ascultă poveștile pe care noi le împărtășim în această sală, și să zâmbească în păcat, știind ce amprentă a reușit să își pună asupra vieții mele și sunt convinsă că asupra a zeci de alte persoane ca și mine. Eu îmi doresc să vă port un pic în timp într-o poveste. La momentul la care l-am cunoscut pe Vasile Stoica, într-adevăr, am avut plăcerea să-l cunosc în anul 2014. Eu sunt lucojancă, la fel ca și Vasile, deși de mulți ani de zile acum trăiesc în Timișoara. Dar lucojen fiind, am avut ocazia să ne cunoaștem în orașul nostru natal și Vasile mi-a împărtășit la acel moment despre visul său și dorința lui de a face un turneu în Europa de 12.000 de kilometri în fotoliu rulant. La acel moment, el mi-a invitat pe toți colegii din clubul de alergare la Rotura. Văd că pe moment ce noi ne împărtășim poveștile dumneavoastră, puteți și vedea imagini exact din acele momente, când vedeți acel grup de alergători, să știți că suntem noi, tineri din 2014, care l-am însoțit pe Vasile la plecarea în turneu. Vasile ne-a invitat să îi fim alături în zilele în care el pornește în turneu. La acel moment, așa cum deja s-a menționat în prezentare, eu eram o tânără, o proaspătă mămică, cu 20 de kilograme în plus după ce o născusem pe fetița mea și începusem să alerg ca să scap de aceste kilograme. Și nu aveam încă foarte, foarte multă experiență. Mi-am pus Adidas și de alergare în picioare pentru prima dată în anul 2013, undeva pe la jumătatea anului 2013. Noi am acceptat cu mare bucurie propunerea lui Vasile de a fi alături la începutul acestui turneu de 12.000 de kilometri în jurul Europei și astfel că în iunie, când el și-a stabilit ziua de plecare, cu pornire din Timișoara înspre Lucoș, noi ne-am alăturat lui în acea dimineață și cred că cea mai bună lecție pe care am învățat-o în acea zi a fost că fiecare își stabilește pentru sine limitele pe care le are sau pe care le poate depăși și visul pe care îl poate atinge. Nu mai alergasem niciodată distanțe așa de lungi. Inițial crezusem că voi rezista maxim 10 km și totuși, în acea dimineață, pentru că Vasile în scaun cu rotile avea capacitatea să pornească într-un traseu de 12.000 de kilometri în jurul Europei, am început să privesc lucrurile dintr-o altă perspectivă și eu. Și mi-am dat seama că dacă el poate depăși orice obstacole fizice, în ciuda condiției sale, un fotoliu rulant, noi nu avem, ceilalți participanți, nu avem nicio scuză să ne plângem de durere sau de efortul fizic pe care îl presupunea acea zi. Așa că în acea dimineață, în mine, s-a născut un vis. Visul de a nu mă opri de la Timișoara și până la Lucoș. Deși niciodată până atunci nu parcursesem asemenea distanțe. Dar visul acesta și prezența lui Vasile alături de noi pe traseu m-a făcut ca după 9 ore de alergare să ajung la Lucoș
la punctul final, pe platoul Casei de Cultură din Lugoj și zâmbeam, eram cu zâmbetul până la urechi și toată lumea mă întreba cum după 9 ore de efort sunt capabilă să ajung fericită la Lugoj. Dar pentru mine realizasem imposibilul în acea zi și acest lucru este datorează lui Vasile, pentru că doar prezența lui m-a făcut să pot să privesc lucrurile dintr-o altă perspectivă și să pot să-mi dau seama că, de fapt, limitele sunt acolo unde fiecare dintre noi ni le setăm. Cred că acesta este modelul inspirațional pe care și efectul inspirațional pe care Vasile l-a avut nu doar asupra mea, ci asupra unei mulțimi de alți oameni pe parcursul vieții sale. Îmi place foarte mult că încă de pe coperțile acestei cărți, citatul pe care Vasile îl împărtășea cu toți prietenii săi este că dacă ai un vis, urmează visul. Totul este posibil. Cred că aceste vorbe l-au caracterizat pe Vasile de-a lungul vieții și ele erau așa de bine transpuse în personalitatea lui, încât a reușit să ne inspire și pe noi cei din jur să visăm, să credem că totul este posibil pentru noi și să ne setăm limitele undeva sus. Eu vă mulțumesc că mi-ați ascultat cu răbdare povestea. Ea se regăsește, să știți, în cartea redactată de domnul Vasile Bogdan, cu care am colaborat foarte bine și vă mulțumesc pe această cale. Mi-a făcut o deosebită plăcere să vă cunosc cu ocazia redactării cărții despre Vasile Stoica. Vă îndemn cu drag să o parcurgeți, pentru că pe lângă povestea mea sunt alte zeci de povesti inspiraționale care cu siguranță vă vor determina și pe dumneavoastră să priviți lucrurile dintr-o nouă perspectivă, că totul chiar este posibil. Mulțumesc! Bune din alergare. Vă vedeam că la viitoarea acțiune, la viitorul maraton sau ultramaraton pe care îl organizați, sunt invitați și pe noi, poate că pe drum pierdeți doi curse. Bun. Ca să facem legătura cu a doua carte, Lugojul în nesfârșirea clipei, cu ceea ce a fost orașul de pe Timiș și cândva, așa cum spunea domnul președinte Danubina, capitală culturală a Banatului, vă invităm să urmăriți filmul Traian Grozăvescu, o producție a studiourilor, a televiziunii române, studiul Timișoara, realizator este același Vasile Bogdan. Domnule profesor, bine ați revenit în aula academică. Vă invit la microfon să faceți o subțintă prezentare a cărții Lugojul în nesfârșirea clipei. Bună ziua invitaților! Vă mulțumesc, domnule Ioan David, pentru onoarea de a mă desemna ca prezentator al creației lui Vasile Bogdan, prietenul nostru, al lugojenilor, al timișorenilor, al bocșenilor, al bănățenilor. E puțin, sau e greu să vorbești după acest film care pe mine m-a emoționat, pentru că noi muzicienii, artiști în general, artiștii plastici, poeții, trăim din emoții. Ne străduim să transmitem emoții și la rândul nostru suntem emoționați de manifestările artistice. Mai ales că vin din orașul lui Grozăvescu, un oraș, așa cum spuneați la început, o Florență a Banatului, cum a denumit Nicolae Iorga Lugojul, o capitală culturală a românilor bănățeni, un simbol
al interculturalității, al armoniei interconfesionale, interetnice. La Lugoj, un lucru surprins cu dăruire, cu o mare exactitate și cu o mare emoție de Vasile Bogdan, un oraș în care au coexistat și au interacționat reuniuni corale reprezentative pentru entitățile etnice prezente acolo la Lugoj. Lugojul este al Lugozii Fărani, reuniunea sau asociația germanilor, care cântau de fapt germani, maghiari, evrei, români, Lugoj și Magyar Dal, deci Zenevișul, între reuniunea maghiară, o veche reuniune, cu prilejul unor concerte, unor concursuri organizate în Imperiu, totdeauna reuniunea maghiară era sprijinită decisiv de cântăreții români, lugojeni de reuniunea română de cântări și muzică, corul bisericii ortodoxe, și cu ajutorul lor, reuniunea maghiară obținea răsunătoare succese. Veți întâlni toate aceste lucruri în cartea lui Vasile Bogdan. A fi lugojean sau logojan în exprimarea miaușă a localnicilor, adică florentin, cum spuneam, în accepțiunea sectară, consacrată de Nicolae Iorga, care vedea rugășel de pe malurile Timișului o Florența Banatului, înseamnă a poseda un titlu de noblețe, așa cum spunea Nicolae Murean și el lugojan. Dar consacrarea nobiliară de lugojan venea odată cu calitatea de membru în corul Ioan Vidu, unde cântau, așa cum remarcă și Vasile Bogdan, economi, adică pauri, funcționari, maestori și intelectuali, dar evident și celelalte corale reprezentând etnii și confesiuni diferite, despre care am vorbit. În această privință, surprinzătoare, deopotrivă, pilbuitoare, constatarea lui Vasile Bogdan din prefața la ediția Princeps, o să vorbesc de la cuvinte despre prima lansare petrecută în 2016 la Lugoj. Iată ce spune Vasile Bogdan, surprinde un adevăr. Niciunde, citesc, niciunde nu am întâlnit o mai firească apropiere între meșteșugar, țăran și intelectual ca la Lugoj. O masă omogenă, oameni cu priviri scolomonitoare, ce te scrutează pe îndelete, cu curiozitate stânjenitoare unor, te așează la locul tău îmbinând umorul cu dreapta judecată, nu te-a citat. Ca o paranteză, interesant de relevat, piesele lui Ioan Vidu, care erau interpretate cu prilejul unor concerte de Lugoșă, de Verde, lider transcoral al meșteșugarilor germani. Piesele lui Vidu erau cele mai gustate și firesc cele visate de publicul de limbă germană. O constatare interesantă. Evenimentul lansării ediției Princeps, cum vă spuneam, în 2016, două volume, cu un CD, s-a desfășurat într-o atmosferă ușor tensionată. Oficialitățile administrației locale din acel timp refuzând finanțarea proiectului editorial, invocând prevederea unui retrograd perimat, regulamente care era stipulată nefinanțarea unor proiecte culturale promovate de așa zisii venetici. Țin minte și acum că era trist Vasile Bogdan. Simbolul de preț al Lugojului, Predicenii și Ioan Vidu ar putea fi considerate prin prisma acestei judecăți vinituri cu zibărățenii. Predicenii și aveau ascendența Brădicenii Gorjului, iar Vidu era moț din Mâne Rău în Ținutul Aradului. Iar dacă ar fi să ne referim la Sabin Gărgoi, Timișorean Mânățean, adoptat naturalitatea aici în Timișoara, el era arădean și a devenit în conștiința contemporaneității un veritabil mânățean. Ediția a doua cărți pe care o aveți aici în față și pe care o veți putea răsfoi în final, publicată sub auspicii favorabile, revăzută și aumentată cu noi texte, a fost subvenționată în mod firesc, generos, de instituțiile administrației locale din Lugojene, la reușită lansării, aducându-și contribuția membrii staffului Bibliotecii Municipale din Lugoj.
În preambul, autorul, copleșit parte de ideea desfârșirii clipei, un titlu care exprimă esența cărții, marcat de vicisitudine unui prezent rece, maculat cu zgura insensibilității, se lasă pradă unor biblice lamentații care duc cu gândul la plângerea lui Ieremia. Citez din ce scrie Vasile Bogdan. Întristat, puțin spus de dispariția fostei case a muzicii din Lugoș, o căjini știu despre ce vorbesc, și citez acum. Dispariția muzeului, casa muzicii de pe strada Magnolii, am asemuit-o cu o crimă. A murit, a fost răpus sufletul orașului. A dispărut inima sa, însăși geneza inspirației sale. De acum nu mai poți cunoaște sursa renumelui Lugoșului. Nu mai înțelegi drumul oamenilor spre propria lor mărturisire artistică. Iar acum totul a devenit o amintire. Va muri și aceasta, odată cu dispariția noastră fizică, cum și peliculele cinematografice se vor demagnetiza, după cum și paginile de carte vor îngălbeni și se vor risipi în văzduh, asemenea frunzelor moarte, am chiar citat. Într-adevăr, teancuri întregi de documente expuse sistematic în sele fostei case a muzicii, zac acum în sertare, așteptând vremuri mai bune ca să fie scoase la lumină și împărtășite iubitorilor de cultură, lugojeni și de aiurea. Într-o sublimă viziune caleidoscopică, Vasile Bogdan reconstituie parfumul unei epoci revolute, apelând la memoria încă via contemporanilor, a unor vremici urmași ai marilor spirite care au mobilat viața culturală lugojeană. Am văzut și în film cum Vasile Bogdan o surprinde în viață pe fiica lui Dragoș Zăvescu. Sunt astfel evocați în carte scriitori, poeți, actori, muzicieni, artiști plastici, avocați. Ca numitor comun, indiferent de profesia care a consacrat, cu toții s-au lăsat seduși de tainica irezistibilă a chemarea muzicii. Muzica, cea care a statuat Lugojul ca urme al Euterpei. Sau Banatul întreg, ca ținut binecuvântat, care i-au generat lui Tiberiu Bledicianu, sentiment de nenumerire, neputându-și explica uimitoarea vocație a ținutului. Bledicianu presupunea existența unor virtuți naturale miraculoase, care au zămislit de-a lungul secolelor un topos cultural sui generis. Și citesc din Bledicianu. Banatul a fost în trecute vremuri și a rămas până ziua de azi un loc binecuvântat al cântecului. Nu știm dacă situația geografică sau dacă clima a influențat atât de favorabil vocea și, în general, predispoziția muzicală a populației din partea locului, sau că, în această privință, bărânțenii, în comparație cu fraților din alte ținuturi, s-au bucurat de o mai norocoasă și mai bogată moștenire de la înaintașilor. Oricum ar fi, un lucru sigur, că în Banat totdeauna a fost multă înțelegere pentru cântare, s-a cântat cu drag și s-a cântat frumos. În tomul lui Vasile Bogdan, o întreagă galerie de personalități defilează înaintea cititorului aidoma unor secvențe cinematografice. Vasile Bogdan, știm, fiind și un apreciat, performant cineast. Membrii familiei Bledicienilor, o dinastie a spiritului, cum îi numește Vasile Bogdan, Victor Vladel Marina, poetul acuarelist, doctorul Corneliu Petrasnici, actorul și poetul Mircea Belu, academicianul Pius Brânzeu, născut la Vulcan, dar cu studii primare și liceale la Lugoș, tatăl său Nicolae fiind prepozit capitular la Episcopia Greco-Catolică Lugojană, pictorul academic Aurel Ciupe, profesoara și pianista Clara Pea. Aici avem un pianist, profesor de pian, prin mâinile care Pea au trecut Erbel Fölvare sau Ernst Baldi, cum a fost cunoscut, dirijor la Opera Națională din Tel Aviv, dirijor la Opera Mariană din Cluj, un excepțional pianist și, nu în cele de urmă, Gheorghe Culta, orifeul muzicii de avantgardă contemporane, care încă trăiește la 96 de ani. Franz Metz, organist, profesor, dirijor, muzicolog, născut la Darova, iată și definitură la Lugoș, dar format la Liceul Bredicianu, în adevărat, Liceul Bredicianu, în adevărat, templu al învățământului românesc. Filaret Barbu,
opera sa Malgoșana, încă vie și actuală. Nu cu mulți ani în urmă s-a montat cu succes la opera din Cluj, Gelu Barbu, a devenit o reputație internațională. Și Gheorghe Curta, despre care am amintit, corifeu muzicii de avantgardă, cel care a dăruit Clujul natal în 2008, cu prilejul emoționante sale revenit la matricea sa spirituală, o capodoperă, o lindă baladă. Un opus în care reverberează sonorități de toacă, care fac trimitere și la versele lui Victor Vlad de la Marina. Imagini din fascinanta sa copilărie petrecută pe malurile Timișului. El, Gheorghe Curta, evreu, care făcea o mare plăcere să bată toaca la bisericile ortodoxe și greco-catolică. Interesantă, originală, cu persoasiune, modalitatea pe care Vasile Bogdan, cu experiența unui prolific și de succes cineastă, așa cum am spus, reconstituie secvențe istorice și portretul personalităților evocate, apelând la specialiștii locului, istorici, muzografi, muzicologi, filologi locali sau trăitori de alte meleaguri, utilizând ca tehnică interviul, dialogul, intercalarea unor pasaje semnificative din diverse lucrări de specialitate sau mărturiile unor oameni vechi, unde a fost posibil vrednici urmași, cum a fost cazul în filmul cu Traian Brăzăvescu, ale căror mărturisit poartă girul autenticității și a genuinității. Ceea ce sporește valoarea și consistența demersului Vasile Bogdan sunt armonia și fluența imagistică, o uimitoare unitate și logică în elaborarea și conturarea ideilor. Interviurile, adevărate croquiuri desenate între ghilimele cu har de Vasile Bogdan, o adevărată galerie de personaje, impostații inedite, documente de o inestimabilă valoare pentru cei ce se vor încumeta să schițeze cândva o istorie culturală a Lugojului. Ne înfățișează mari spirite ale omului, vii, actuale și exemplare, prilej de reflexie și învățătură pentru generațiile prezente și viitoare. Marele familie lugojene, Vasile Bogdan se sizează că Lugojul era e ca un trib. Populația. Sunt câteva clanuri, mari clanuri, mari familii, care alcătuiesc acest trib al lugojenilor, de care fac parte și germani, și maghiare, evrei, și așa mai departe. Rădulescu, familia Domlin, Vlad, Bredicianu, Barbu, Rudite Drele, sunt în fond, cum spuneam, clanuri care au generat marele trib ale inexpugnabile cetății al Lugojului, așa cum urmea Aurel Beteanu. Sunt simbolul conștiinței apartenenței la o comunitate. Se spune că ești cu adevărat lugojan dacă ai un antecesor care își doarme somnul de veci sub lia de la Progadea, Progagea, cum zic bănățeni lugojenii, de la poalele dealului Vilor. Acolo se află adevărat panteon al marilor spirite, cu vocație națională sau chiar europeană, oază de reculegere și meditație. Încercând să decripteze cele mai profunde înțelesuri din viața și activitatea reprezentanților dinastie Bredicienilor, așa cum numește familia Bredicienilor Vasile Bogdan, așa cum fac, zic eu, paranteză, cum la vizitor putem vorbi de dinastia Șervețienilor, cei care au fondat cea mai veche corală rurală din spațiul românesc, Vasile Bogdan intercalează condensate și relevante crâmpei de dialog Luminița Vală Vănulescu, istorica Lugojului. Apelează la Anca Dobrin Tărăsescu, de poarta lui George Dobrin, dirijorul, compozitorul și matematicianul Mihai Bredicean, l-am văzut aici. Scriitorul Dan Florița Seracin, Olga Fuma Bredicean, fiica lui Caius Bredicean, Violet Cosma, importantul lexicograf și documentarist, s-a născut și acoperit în Timișoara, dar a petrecut mult timp la Lugoș ca biograf al lui Vin. Și apelează, bineînțeles, și la mine, suntem prieteni, așa ne-am descoperit din priviri și din ceea ce ne-am comunicat verbal, am simțit că suntem alcătuiți într-un aluat asemănător, cam același aluat și avem aceleași idei asemănătoare și aceleași idealuri. În final, volumul lui Vasile Bogdan reprezintă un adevărat microcosm, un univers spiritual condensat, esențializat, care sfidează imobilele legi temporale, secvențe cinematografice care descompun și mai apoi recompun timpul. O succesiune fascinantă de povești,
desprinsă parcă din o mirișoară de nopți, care, prin tonul franc, frust, fluent, animat, recompun logica unor timpuri glorioase revolute. Ca într-o novelă fantastică, eliadescă sau suprarealistă kafkiană, planul narațiunii izvodite din succesiunea interogațiilor, un adevărat demers mai erotic prin care interlocutorii autorului se destâlne cu o debordantă frenzie, se suprapun polifonic, generând imagini și realități surprinzătoare. Imagini care deslușesc un trecut cultural opulent, de esență barocă, cu conexiuni și ramificații imprevizibile, ancorate, temei și contemporaneitate. Felicitări, Vasile Bogdan! Mulțumim, domnule profesor, pentru această interesantă panoplie a Logojului Cultural de Odinioară. Și mă vedeam acum ce persoane cred să mărcam de trăit din Logoș și Lugan. Da. Să revenim la prezent. Evident, nu putea să lipsească de la această întâlnire de suflet. Deci, distinsa doamnă Henrietta Szabo, directorul Bibliotecii Municipale din Lugoș, un extraordinar promotor cultural. Doamnă director, microfonul vă aparține, cât doriți dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru onoarea și bucuria de a fi alături de dumneavoastră în această zi importantă pentru cultura lugojeană, pentru Lugoș și pentru lugojeni. Sunt emoționată și impresionată de dumneavoastră, onorat auditoriu, care ați venit într-un număr atât de mare astăzi în această selectă sală a Academiei Române Timișoara, pentru a auzi câteva cuvinte despre cele două cărți, despre această ofrandă editorială, așa cum spunea domnul David, pe care domnul Vasile Bogdan, dar și editura David Prest, a oferit-o Banatului, dar în ultimul rând, Lugojului și lugojenilor. Așa cum vă spuneam, mă bucur și sunt onorată că suntem astăzi împreună în acest loc select al evenimentelor culturale de elită. Cu atât mai mult că este vorba de lansarea celor două cărți despre Lugoj și lugojeni. Mulțumesc organizatorilor acestui eveniment pentru oportunitatea de a vorbi despre o carte de referință pentru istoria culturală a Lugojului și nu numai a Banatului, îndrăznesc să spun, o carte care, cu siguranță, a scris și scrie istorie culturală. Această carte, așa cum s-a spus, poate sau nu s-a spus, a apărut datorită sprijinului financiar pe care Primăria Lugoj a avut înțelepciunea de a o acorda pentru actul cultural, pentru un act cultural valoros, așa cum sunt cele două cărți. Lugojul în nesfârșirea clipei este titlul cărții lui Vasile Bogdan, o metaforă. O metaforă care reflectă un adevăr valabil și în zilele noastre. Sigur, sperăm și nu trebuie să ne lăsăm pradă timpului și timpurilor că orașul de pe Timiș nu își va pierde strălucirea pe care au dat-o celebrii înaintași. Eu zic că acest oraș trăiește frumos și în secolul 21 și trăiește frumos datorită oamenilor, lugojenilor, a oamenilor de cultură și nu numai a celor care iubesc acest frumos oraș, Lugojul nostru. Aș aduce în atenție vorbe celebre din secolul 19, dar care și astăzi sunt rostite cu mândrie de lugojeni și care apar ca un slogan și în cartea lui Vasile Bogdan, eu rămân ca bănățean, bănățean ca lugojan, lugojan ca vredician. Da, familia Vredicianu este una dintre familiile emblematice ale Lugojului și Banatului, cărora Vasile Bogdan le-a dedicat un spațiu amplu în cartea sa. O altă metaforă superbă, care dă titlul unui subcapitol din cartea lui Vasile Bogdan,
este casa cu miros de paradis. Ce poate fi mai frumos decât casa cu miros de paradis, ne-o și imaginăm. Este capitolul care ne introduce în atmosfera plină de farmec, nostalgie, dar încărcată de istoria familiei Dobrin, locul unde locuiește astăzi distinsa doamnă Maia Dobrin, nepoata lui George Dobrin, primul prefect român al județului după Marea Unire, de la 1918. Doamna Maia Dobrin, din ciruda apropiată a familiei Vrădiceanu. Numele doamnei Maia Dobrin este des pomenit în cartea domnului Vasile Bogdan, deoarece prin casa distinsei doamne au trecut multe dintre personalitățile evocate în carte. Dorni Blaga, Gelu Barbu, Olga Soma Vrădiceanu și nu numai. Pentru că doamna Maia Dobrin a deschis ușa casei sale și altor rugojeni pasionați de istorie și cultură locală. În ultimii ani a avut bucuria, onoarea de a fi împreună, de a-i ține companie doamnei Maia Dobrin la multe dintre elementele culturale ale Lugojului. Am admirat-o și o admir pentru bucuria și entuziasmul ei, chiar dacă în prezent se îndreaptă spre o venerabilă vârstă de 90 de ani. Doamna Maia Dobrin, așa cum evocă și domnul Vasile Bogdan, este un tezaur viu pentru Lugoj, pentru lugojeni. Este o persoană pe care o prețuim pentru tot ceea ce a dăruit cu generozitate celor care au avut prilejul să se afle la un moment dat în preajma sa. Dar nimic nu este întâmplător, doamna Dorni Blaga, fiica lui Lucian Blaga și a Corneliei Vrădiceanu, a vizitat Lugojul în anul 2011, moment de care mă amintesc cu emoție și bucurie. Dorni Blaga, invitată la Biblioteca Municipală și actuala casă a Vrădicenilor, care încă nu era în forma în care este astăzi cunoscută pe Casa Vrădicenilor, casă pe care erau legate multe amintiri din copilărie pentru Dorni Blaga. Casa mamei sale, Cornelia, și a bunicilor Coronan și Cornelia Vrădiceanu. În interviul din anul 2003, consemnat de domnul Vasile Bogdan și redat în carte, la întrebarea pusă despre ce a însemnat spiritul lugojan și lugojul, doamna Dorni Blaga răspunde cam așa. A însemnat foarte mult, pentru că mama obișnuia să-mi povestească destul de mult despre viața lugojenilor, despre tradițiile din Lugoj, despre mediul cultural al clasei de mijloc, de aici, o clasă de mijloc foarte bine constituită deja în secolul XIX și cu o viață culturală interesantă pentru acea epocă. Am adus în atenție Casa Vrădicenilor, așa cum este cunoscută în prezent, casa în care a trăit familia Vrădiceanu și care este în prezent atât casa memorială a familiei Vrădiceanu, cât și un spațiu cultural multifuncțional, unde în prezent se desfășoară diferite evenimente culturale. Această casă a intrat în circuitul cultural al orașului în anul 2016, fiind cumpărată de administrația locală și astfel face parte din geografia culturală a Lugojului și a Banatului. Este un loc încărcat cu spiritualitate, cu energie pozitivă, datorită celor care au trăit în această casă în decursul timpului. Coriolan și Cornelia Vrădiceanu, Carlos Vrădiceanu, Tiberiu Vrădiceanu, Cornelia Vrădiceanu Blaga, Lucian Blaga. Doamna Dorni Blaga evocă în interviul acordat domnului Vasile Bogdan Lugojul cu străzile sale vechi, cu casele aliniate, multe dintre ele având amintiri, fiind case frumoase cu amintiri neprețuite. Așa cum este și Casa Vrădicenilor, dar vis-a-vis de Casa Vrădicenilor este corpul vechi al liceului Iulia Hașdeu, unde în secolul XIX își avea sediul Hotel Concordia, care găzduia dezbaterile fundașilor orașului reuniți la masa poganilor. În același spațiu este situată și Biserica Ortodoxă, Adormirea Maicii Domnului, monument istoric, printre cele mai cunoscute lăcașe de cul din Banat. Ăsta nu de biserică este o altă casă încărcată de istorie, Casa Dobrin, casa primului prefect român,
George Dobrin, Casa Doamnei Maia Dobrin. Domnul Vasile Bogdan, acest cronicar al zilelor noastre, aduce în atenția cititorului și a cercetătorilor din cartea sa și numele altor dugojeni, cum ar fi profesor Simona Avram, doctor Dan Traian Demeter, profesor dr. Constantin Dufan Stan, care atât prin informațiile deținute, cât și prin activitatea lor, au contribuit împreună cu Vasile Bogdan la scrierea acestei remarcabile cărți pentru istoria și cultura dugojană. Cu recunoștință aleasă prețuire pentru autorul cărții, pentru domnul Vasile Bogdan, mă înclin, îi mulțumesc cu recunoștință, mulțumesc editurii Dauphin Press pentru apariția celor două cărți, Lucrușurile nesfârșite a clipei și Roțile curajului, cărți apărute în condiții grafice excelente. Bineînțeles, normal că și cuvântul de onoare este și pentru cel care a făcut posibilă apariția financiară în Voș. În final îndrăznesc să lansez o idee, un apel către domnul Vasile Bogdan, către domnul David. Poate în curând o ediție revăzută și adăugită în care să apară personalități rugojene. Astăzi o vom asculta pe Ilinca Pfeiffer, o tânără și talentată pianistă rugojanică. L-am ascultat pe domnul profesor dr. Constantin Tufan Stan, muzicolog, reputat cercetător, Aura Twarovska, mezzo-soprană, artist de renume mondial. Cred că sunt doar câteva mici sugestii ale unor personalități care poate pe viitor ar putea să întregească această minunată carte. Mă înclin cu plăcăciune, mulțumesc Vasile Bogdan, mulțumesc domnilor, mulțumesc dumneavoastră, dragi și mișoreni, m-ați emoționat, sunt tare bucuroasă că sunt astăzi alături de dumneavoastră la acest frumos eveniment. Faptul am mai discutat această temă cu Eiau. Bogdan a scris, Vasile a scris foarte mult despre lucruri și Bogdan a meritat să fie într-un curând. Ce? Cetățean de onoare a Dugojului. Poate vă gândiți. Ținem cont, sigur. Vasile Bogdan, până acum te-am lăudat noi. Acum te rog să te lau singur. În primul rând, vreo patru flash-uri, așa, pe scurt de tot, să răspund la câteva întrebări. În primul rând, și nenumeriri, în primul rând, să adresez cald de mulțumiri, domnule academician, domnule președinte a filialei Timișoara Academiei Române, pentru această aureolă pe care o oferiți în spațiul acesta, să vorbim despre Lugoj, să vorbim despre oamenii acestuia. Și vă promitem că mai putem persevera în această inițiativă. Să mulțumesc editurii David Pence Print pentru generozitatea și bunele condiții grafice ale acestor cărți și altora pe care le-am editat împreună într-o lungă și frumoasă colaborare. Se întreba domnul David unde atât de multe cărți, unde atât de multe filme. E bine, răspunsul este familia mea, este soția mea, sunt copiii mei, este acea înțelegere tacită pentru nebunia unui individ care nu poate să trăiască altfel decât astfel. Și faptul că mă îndură, că mă acceptă, că mă grănește, că mă îngrijește, le datorez din toată inima și le sunt profund recunoscător. În al treilea rând, doream să mai spun că sunt deosebit de emoționat astăzi, pentru că s-a întâmplat, cum și spuneam când am venit, ca la surprize, că am întâlnit-o și am cunoscut-o în sfârșit pe minunată doamnă Dorina Vărgatu, pe care nu o cunoșteam,
Noi am scris o carte împreună, fără să ne cunoaștem, fără să ne vedem, fără să ne pupăm și merită și ne-am pupat acum în fața, la întâlnirea, la, în fața clădirii Academiei. A fost o colaborare totul extraordinară, dar despre asta o să vorbesc puțin mai târziu. Ceea ce aș dori să spun este că vă rog să înlocuiți de fiecare dată de câte ori s-a spus cuvântul Vasile Bogdan, cel două numele meu, să înlocuiți cu cuvântul Lugoj. Pentru că noi azi vrem să vorbim și vom vorbi despre Lugoj, nu despre Vasile Bogdan. Eu sunt un om care am descoperit Lugojul cu foarte mulți ani în urmă, împreună cu Ilian și cu soția, și am avut așa un sentiment de vacanță. Era orașul deschis, solar, liber, fără niciun fel de opreliști, care te puteai bucura de bicicletele care zâmzeau pe lângă tine, de podul acela, de curgerea aceea tumultoasă, uneori, a Timișului, clădirile acelea cu un aer, totul special. Era foarte, foarte multă lumină în oraș și de atunci păstrez orașul de o amintire, nu mai o amintire, ci și o datorie față de acesta. Am parcurs ca gazetar, ca om de radio, ca om de televiziune, am parcurs de multe ori străzile orașului, am cunoscut foarte multă lume acolo, dar trebuie să mărturisesc că am început toate aceste lucruri să încheie, să se lege în mine, abia în clipa în care am avut oportunitatea de a-l cunoaște pe Gelu Barbu, balerinul Gelu Barbu, un om de o deosebită notorietate în lumea artelor și artei din întreaga lume. Un om de o generozitate extraordinară și care, pe care l-am cunoscut la dezvelirea bustului părintelui său, Filadel Barbu. Cu acel prilej am fost invitat în familia Dobrin. Eu nu cunoșteam încă familia Dobrin. Știam foarte multe, evident, despre istoria Lugojului, dar nu cunoșteam acești oameni că există, că aceste, că pot respira alături de ei istorie. Și atunci Maia Dobrin și cu surorile ei și cu Gelu Barbu și aceea cu Simona și așa mai departe, lucrurile au început să se alăture, să se pună unul lângă altul și să fie vii. Am început să trăiesc o istorie vie a acestui oraș. Și atunci, în casa aceea, care, în încăperea aceea, fusese Mihai Predicianu și în cealaltă fusese Coriolan Predicianu, care venise la prietenul său George Dobrin, după fiecare noapte de Paște, după ce veneau de la biserică, veneau în cinstea un pahar de țuică la familia Dobrin, după care plecau la cimitir, pentru ca să stea împreună cu morții lor, să stea alături, să se înveze Paștele Învierea Domnului. Deci, o tradiție totul specială care a fost instituită de către Coriolan Predicianu în Lugoj. După cum vedeți, eu și spun Lugoj, eu nu spun Lugoj, eu spun Lugoj pentru că Mihai Predicianu, lungile noastre convorbiri, pronunța astfel și spunea că așa era pronunția adevărată a acestui nume. Pentru mine, Lugoj a însemnat întotdeauna o școală, o lecție mare de umanism, de românism și de conștiință a propriei mele personalități. Eu acolo m-am cultivat în felul acesta. Timișoara este un oraș rigid, este un oraș ambițios, este un oraș în care oamenii trec unii pe lângă alții, unii își mai dau câte un cot, câteodată se mai calcă pe bombeu. Ei, la Lugoj totul se desfășoară într-o armonie cu totul deosebit. Ai senzația că dansezi un fel de menuet. Acum, știți ce, am luat o rază, vreau să mă scuzați, dar încerc să spun prostii. Acolo, în Lugoj, și nici nu puteam să-mi explic altfel, trebuia să se afirme Vasile Stoica. Vasile Stoica nu este lugojan, el a venit, dar a trăit pentru Lugoj, și s-a trăit pe sine însuși în această localitate. El a plecat și după ce a venit în Lugoj, el a devenit lugojan. Și a spus peste tot, eu sunt lugojan, nu sunt din Belcec, ci sunt din Lugoj. Și acolo, de acolo și-a pornit toate drumurile, având șansa uluitoare de a găsi un colectiv de oameni care l-au înțeles și l-au iubit din prima clipă. Iar aici, doamna Dorina Vărgatul
este nu mai martor, ci și este unul din oamenii care l-au înțeles și l-au ajutat din inimă ca acesta să își îndeplinească visul de a zbura. Acum, sigur, dumneai a spus câteva lucruri din punctul dumneai de vedere vis-a-vis de cum a văzut dumneai dincolo de linia de telefon prin care discutam, cum a văzut lucrurile. Eu cum le vedeam, mă și îngrozeam. Veneau cantități uriașe de mail-uri încărcate cu o seamă de materiale, o seamă de documente, de la jurnale intime până la scrisori, până la articole de ziar, fotografii și așa mai departe. Și mă gândeam cum Dumnezeu putem face din toată treaba aceasta să reconstituim o existență. E bine, cred că a fost spiritul lui Vasile Stoica cel care ne-a ajutat până la urmă. Pentru că el a ordonat până la urmă lucrurile. El a venit așa de unde a venit el, unde stă acolo, și ne-a arătat cu degetul asta, asta și asta. Pentru că, de fapt, Vasile Stoica este autorul acestei cărți. Eu am realizat un dicteu automat, cum s-ar spune. Eu am făcut exact ceea ce îmi dicta el că trebuie să fac. El a scris niște pagini absolut memorabile și îmi pare foarte rău că nu a reușit să-și îndeplinească visul de a scrie cartea. Pentru că acele pagini ale lui de jurnal sunt atât de pline de viață, sunt de pline de optimism, atât sunt de pline de iubire față de oameni, încât el ar fi trebuit să scrie această carte. Nu am făcut altceva decât să o adun, să o punctez, să o ritmez cu anumite materiale care să vină din când în când și să mai spună în completare niște lucruri și rest să mă las condus de înțelepciunea de învățăturile lui. Ar fi foarte multe lucruri de spus, sigur că da. Aceste două cărți sunt, într-adevăr, în 5 luni de zile s-a scris cartea, într-o alergare nebună. Doamna, îmi pare rău. Eu am stat pe scaun, păcate n-am alergat ca dumneavoastră așa încât eu am adunat. N-ați dat. Așa. Dar am admirat faptul acesta extraordinar. Că, iată, oameni antrenați de dorința băiatului acestea de a merge și de a face acest drum pe care îl făcea curent între Timișoara și Gorj cu fotoliul rulant, iată că reușiți să vă ambiționeze și pe dumneavoastră și să realizați performanțele care credeți, nici n-ați crezut măcar că le veți putea realiza. Este o lume a acestor oameni care, datorită sorții, au anumite momente de cumpănă, încât mi-aduc bine aminte, Simona Avram, prietenă și colegă cu doamna Dorina, de clasă, spunea la întâlnirea de nu știu câți ani de la absolvire că dintre noi toți, de fapt, Dorina este cea care a ieșit câștigătoare, pentru că ea a știut să-și depășească condiția și să fie cu adevărat deasupra noastră și să fie întreagă în totul în tot. Aceasta este concluzia acestor două cărți, aceasta este concluzia unui Lugoj în articulațiile sale. Eu n-am făcut decât să le țin pe, să le pun pe hârtie, să le așez aici, cu speranța că le veți citi și că mesajul nostru va ajunge la dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată foarte, foarte mult.
Thank you.